Campania de imunizare în ceea ce privește rubeola, rujeola și oreonul se desfășoară odată cu începerea anului școlar. Anul acesta, în cadrul Programului Național de Imunizare, au fost înscriși aproape 2000 de elevi giurgiuveni. Vaccinarea se face atât în școli cât și la medicii de familie. În prima fază, cei ce beneficiază de imunizarea bolilor contagioase sunt preșcolarii și școlarii din învățământul primar. Campania națională de vaccinări a început și în anul ăsta, vorbim despre partea de imunizări care se face în cadrul campaniilor școlare de vaccinare în momentul de față. A început odată cu anul școlar și bineînțeles că clasa 1 a fost printre primele, așa cum era să firesc, cu vaccinul pentru combaterea rujeolei, oreonul și rubeola, rorul. Au fost catagrafiați 1975 de copii, n-am primit încă toate raportările care sunt pentru vaccinare, dar în jur de 60% din medicii care fac aceste operațiuni au transmis că au avut doar un număr mic de copii care nu au fost eligibili. Din primele raportări ale medicilor de familie către Direcția de Sănătate Publică, reiese faptul că anul acesta doar o mică parte din cei înscriși în program nu au beneficiat de imunizare. Motivele invocate de aceștia au fost virozele respiratorii înregistrate în ultima perioadă, fapt ce a dus la neprezentarea copiilor la școală în momentul în care au fost efectuate vaccinările. Copiii care au diferite afecțiuni cu, bineînțeles, cu o marge de contraindicație, aceștia vor fi recuperați într-o altă perioadă. Au fost un număr de, 50-60 de copii care au fost cu viroze respiratorii, cu infecții respiratorii acute și care nu aveau contraindicație. Dar există și un număr de copii neprezentați. În perioada următoare vor beneficia de o campanie de vaccinare și elevii claselor a 8-a și a 9-a, care din diferite motive nu au fost imunizați. Potrivit doctorului Paul Marinescu, programul de imunizare ce era programat pentru sfârșitul lunii decembrie va fi amânat pentru începutul anului viitor. Totodată, Paul Marinescu a vrut să clarifice și situația vaccinărilor în ceea ce privește nou-născuții. Deși în multe zone din țară medicii se confruntă cu lipsa anumitor vaccine ce se administrează în primele zile de viață la bebeluș, județul Giurgiu nu se află în această categorie. Nu am avut probleme la Giurgiu pentru niciun tip de vaccin și atât cele care au fost în primele zile de la naștere, deci efectuate în spital, în ultimii ani nu au fost probleme. Au fost în urmă cu câțiva ani o întârziere a vaccinului BCG care se face în primele zile și dar și atunci am rezolvat destul de bine lucrurile. Am primit din alte zone, de la alte DSP-uri care au avut contracte cu firme din Ungaria, din Danemarca și s-au rezolvat problemele și atunci. Paul Marinescu mai spune că deși există și părinți care refuză imunizarea copiilor lor pe motiv că pot avea efecte negative asupra sănătății, în ultimii 10 ani pe raza județului nostru nu s-au înregistrat astfel de cazuri.